Angajații din sistemul de învățământ au protestat și astăzi, 30 mai, în capitală și în teritoriu pentru majorarea salariilor. La București, aproximativ 20.000 de participanți au pichetat Palatul Cotroceni. La Deva, peste 800 de persoane, personal angajat în toate unitățile de învățământ din județul Hunedoara, au participat la un marș de protest pe traseul Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara, Primăria Deva, Centrul Cultural Drăgan Muntean, Instituția Prefectului Județului Hunedoara. Dacă săptămâna trecută sindicaliștii au organizat un marș al tăcerii, astăzi au participat la un protest mai zgomotos, mai numeros, parcurgând un traseu și mai vizibil prin centrul reședinței de județ. Dotați cu fluiere, vuvuzele și pancarde cu mesaje privind revendicările dascălilor, dar și acuzații la adresa guvernului, protestatarii au mărșăluit pe principalul bulevard din centrul Devei, oprindu-se doar în fața prefecturii. Mesajul este același: greva generală continuă în toate unitățile de învățământ din județ. Este greva oamenilor școlii, este greva celor peste 280.000 de angajați din învățământ care s-au săturat de nepăsarea guvernanților. Este greva celor care s-au respicat, așa nu se mai poate. Acum, mai mult ca oricând, este important să dăm dovadă de unitate. Le mulțumim pentru susținere și înțelegere părinților și elevilor. Uniți suntem puternici, au anunțat organizatorii protestului din Deva. Federațiile sindicatelor din învățământ au fost invitate la o nouă rundă de negocieri de către premierul Nicolae Ciucă. Președintele Klaus Iohannis nu a dat niciun răspuns sindicatelor care i-au solicitat o întrevedere pentru a modera conflictul dintre sindicate și guvern.